Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Învață, Crește, Doroște cu Eugen Popa. Uh, continuăm seria emisiunilor despre puterea minții și um, astăzi o să vreau să vorbesc despre un subiect uh, mai aparte, aș putea să spun. Um, un subiect care mi este foarte, foarte drag um, și nu este un subiect uh, psihopupu, cum îl numesc eu, da? Sunt foarte mulți oameni care vin cu tot felul de chestii alegorice și de povestioare alegorice și despre eu știu ce alte experiențe au ei, și care de obicei aceste experiențe sunt în capul fiecărui om. Despre ce vreau să vorbim în această seară? Despre meditație. Nu meditație la engleză sau la limba română sau la matematică, deși și alea sunt foarte bune și nu sunt deloc alegorice, ci despre meditație ca un mod de a-ți de a crește voința. Un mod de a-ți uh, armoniza și de a-ți echilibra starea interioară, un mod de a te dezvolta personal, un mod de a te, te dezvolta spiritual, un mod de a te purifica mental, un mod de a te purifica emoțional. Uite, știu câte moduri, în câte feluri te poate ajuta meditația. Nici măcar n-am menționat de cum te poate ajuta pe tine meditația din punct de vedere fizic. Dar vom discuta și despre acest lucru. Deci, um, când vorbim despre meditație, există mai multe tipuri de meditație. Există, aș putea spune, știți cum e vorba aia, câte bordei, atâtea obicei, e cam așa e și cu meditația. Fiecare crede că meditația trebuie făcută într-un fel. Cei care se consideră un pic mai spirituale, așa spun, mamă, meditația cu mantre, om mani pe mehu, om mani pe Da, pentru că așa au văzut ei că fac unii, da? Stau acolo, au niște mătăni în mână și zic, om mani pe mehu, care ei nu știu ce spun, dar le spun, spun, cuvintele astea, că sunt niște cuvinte chismanțuhoase, cum îmi place mie să le numesc. Aceste cuvinte, fiecare dintre ele, au o însemnătate. Sunt, dacă vreți, ca un fel de parolă, dacă e să o luăm așa. Însă, de foarte multe ori mi-am pus problema cât din meditația respectivă este meditația în sine și cât este creația minții noastre. Um, până când mi-am dat seama că, până la urmă, de fapt, nu prea contează dacă e mai mult una sau mai mult și altă, ce contează la final este rezultatul. Deci pot să zic om mani pe mehum sau pot să zic tăiței cu brânză, tăiței cu brânză, tăiței cu brânză. Dacă eu zic tăiței cu brânză și mi apare, o să am, încep să mă calmez sau să simt o stare de iubire sau să simt o stare de relaxare sau mă știu eu ce, Perfect. Înseamnă că meditația mea a funcționat. Acum, dincolo de, această, de acest aspect, să spunem, sigur există și alte câteva aspecte mai ezoterico, paranormale, psi parapsihologico- metafizice, da? ca să le spun pe toate aici, dar în care nu o să intru. Cel puțin în această seară. Uite, o să mă gândesc pe viitor. Am un, un prieten foarte bun pe care aș putea să-l invit. Îl chema tot Eugen și probabil că o să-l invit la o, la o emisiune în viitor, în care să vorbim puțin despre parapsihologie. Sunt, sunt convins că mulți dintre voi sunteți interesați și de ce nu am putea vorbi și despre acest subiect în cadrul acestei emisiuni. Revenind la meditație, am spus că meditația se poate face um, cu muzică, cu mantre, fără mantre, fără muzică, se poate face în, în mii și mii și mii și mii și mii de feluri. Dar cred că cel mai important este să înțelegem ce înseamnă meditația, ce este meditația. Um, exact așa cum am vorbit și despre hipnoză, ce este hipnoza sau ce este starea de veche sau ce este starea de somn, da? putem vorbi despre meditație ca o stare a minții noastre care este naturală, ea apare natural această stare, da? această stare de meditație. Știi Când te uiți la cineva și spui că e meditativ, um, și aici e vorba aceea frumoasă și cu mult ca acea vorbă românească care e, e, Ion care e la oraș, se duce și el pe munte la un moment dat, după mulți, mulți ani de zile și pentru că vrea, are, simte simt această chemare de comuniune cu natura și se duce acolo și pe munte vede o turmă de oi și cu un cioban care stătea așa în toiag și se uita. banul Gheorghe. Nu Ghiță, Gheorghe. Da? Și stătea așa în și se uita în zare. La care eu ne spun la Gheorghe, no, ce faci, Gheorghe? Și el și cugeți. La care Gheorghe spune, Nu, no, nu mă șed. Da? Nu mă șed, aia este, dacă vrei, starea pură de meditație. Pentru că în, într-o stare de meditație, când în momentul în care reușești să ajungi la acea stare cu adevărat de meditație, nu mai există gânduri, nu mai există emoții, nu mai există uh, situații pasagere. Ce există? Doar conștiința aceea a ta. Doar acea conștiință constantă, fără fluctuații, fără valuri. Multă lume se bate cu pumnii în piept că au atins această stare de meditație sau că ei au această stare de meditație și că sunt foarte mari și foarte tari. Eu nu am întâlnit atât de mulți oameni care cu adevărat să fie atins acel, acel punct. Nu ca și cum eu aș fi un standard. Însă am avut destul de multe experiențe în care am intrat în contact cu destul de mulți oameni în Asia, în Europa, în Statele Unite, unde am putut să văd la prima mână, dacă vrei, oameni care cu adevărat meditează și oameni care stau într-o poziție perfectă, da? Stau, nu știu dacă stau bine. Așa, da, așa se stă de bice, da? Cu degetele așa. Ca și cum, dacă nu stau cu degetele așa, nu mi-e și meditația, da? Deci, oamenii care au o postură perfectă, sunt uh, cu coloana dreaptă verticală, sunt cu degetele perfect bă, ținute într-o mudră, așa se numește chestia asta, e o mudră. Și, mamă, ce meditație meditația am făcut. Din afară, din afară, dacă te uiți la acest om, spui, mamă ce meditator tare e ăsta, mamă ce meditație trebuie să bage tipul ăsta. Dar el în mintea lui se gândește, mamă a pierdut steaua, iar a pierdut steaua, iar nu s-a calificat steaua, hai de capul meu, sau iar uh, a apărut nu știu ce știre sau mai știu ce, ceva, a, a, a mi-e foame, ce, ce să mănânc eu după ce îmi dezmorțesc degetele de aici, că trebuie să mă duc să mănânc ceva sau... Deci, n-are nicio legătură. Știi cum era povestea aia cu înăuntru, ce în afară e vopsigar de Leopard, că Cam așa e și aici. Când vezi un om care este băț și stă drept și înțepat și acum sunt foarte meditator, când vezi chestia asta, trebuie să sugesti mie să-ți aprindă acolo un beculăț, un, salam, un semnal de alarmă. Pentru că oamenii care meditează cu adevărat, nu au o atitudine înțepată, n-au cum să aibă o atitudine înțepată. Există o mică excepție aici, desigur, și anume, excepția o face tipul de meditație, dacă vei, sau subiectul meditației respective. Dar deja aici intrăm în niște finețuri care nici nu are rost să le luăm la bani mărunți acum, pentru că ar, am, ar dura emisiunea asta nu știu cât. Însă, când vorbim despre meditație, am spus că este o stare naturală, de cele mai multe ori ea apare și noi nu știm că apare, dar ca pentru ca noi să o putem defini ca fiind meditație, trebuie să existe o conștiință în acea poveste. Deci nu ne contează neapărat postura, deci postura degetelor sau cum ține degetele sau postura corpului sau nu, nu e atât de importantă, deși um, atunci când um, am un anumit subiect al meditației, atunci când sunt focalizat într-un anumit fel această focalizare interioară se poate manifesta și la exterior. Dar um, nu are rost să intrăm în astfel de detalii pentru că am stat până poimar să discutăm despre toate aceste chestii. Ce vreau să spun este că meditația este o stare naturală care, ia, uh, care apare în mod constant, doar că de cea mai multe ori noi nu suntem conștienți de ea. Și pentru că nu suntem conștienți, nici nu putem numi meditație. Cred că cel mai des o folosim, ne, ne referim la ea în, în mod uzual atunci când știi că după ce ai mâncat și îți faci sesta de după amiază, stai puțin așa într-o stare de reverie, de relaxare, care se asocia, aseamănă, se apropie foarte mult de starea de hipnoză, de ce tot discutam noi în emisiunile trecute. <coughs> Dar, exact ca și la hipnoză, meditația presupune o atenție conștientă asupra Ceea ce fac, cu alte minte, de a face conștient acest act, acest gest, dacă vrei, al meditației. Atunci când vorbim despre meditație, am spus că ea se poate face în multe feluri. Cu muzică, fără muzică, cu mantră, fără mantră, cu, eu știu, mai știu eu ce chestie. În momentul în care tu asculți o muzică și această muzică te mișcă, te, te, te face să te simți într-un anumit fel, Um, ai putea spune chiar că această muzică te transpune, te, te transpune într-o stare meditativă. Ei bine, poți chiar să um, te folosești de muzică pentru a face meditații care te ajută să-ți deschizi sufletul, să-ți deschizi mintea, să fii mai inspirat, să fii mai... Um, Atent, mai focalizat, mai în multe feluri. Da? Deci putem să facem meditație pe muzică, însă întotdeauna trebuie să existe un obiect al meditației. Când vorbim despre meditație, există. Trebuie să înțelegem acest lucru. Există trei aspecte ale, ale meditației. Există subiectul. Adică eu sau tu, subiectul, da? eu sunt subiectul, cel care meditează. Există obiectul meditației, da? punctul la care mă concentrez, că este o idee, că este un concept, că este... Nu contează ce. Ala este obiectul meditației și actul de a medita. Deci sunt trei aspecte. Când facem meditație. Din punct de vedere al evoluției noastre, din punct de vedere al, al abilității noastre de a medita, ne aflăm pe o scară evolutivă, dacă vrei. Începe mai întâi, eu sunt costică cel care meditează. Da? Mă identific cu mine, eu sunt cel care meditează. Apoi, când avansez, în această practică a meditației, încep să devin tot mai mult și mai mult și mai mult obiectul asupra căruia meditez. Cu alte cuvinte, haideți să facem un exemplu. Da, un exemplu. Un, o să scriu pe tablă aici. Și asta chiar o să facem un exercițiu aici. Deci, haideți să facem așa. Eu o să fac aici un punct. Ia așa un punct. Somebody, stop me. Ok. Bun. Deci un punct. Acum, ăsta este obiectul meditației. Da? Să spunem că ăsta este obiectul meditației. Aici, acest punct poate fi, eu știu, nemurirea sufletului, obiectul meditației. Poate fi, nu știu, starea de bine, starea de fericire, poate fi orice. Ăsta este obiectul meditației. Meditez la starea de bine, meditez la starea de fericire, meditez la cartofi prăjiți, med... poți să meditez la orice. Da? Când am punctul meditației, ce se întâmplă? E, sunt eu, eu cel care meditez, da? Există punctul meditației, și apoi există relația dintre mine și acest obiect al meditației. Există relația dintre noi doi. Când sunt la început de tot și încep eu să fac meditații, mă identific cu mine. Eu costic că meditez. Iaca, eu meditez și meditez la nemurirea Sufletului sau eu meditez la starea de fericire. Hai să vorbim despre fericire, că dacă tot suntem aici, da? Deci eu meditez la starea de fericire. Dar e vorba de mine. Eu sunt cel care o face, eu sunt cel care o execută. Da? Deci mă identific cu mine. Primul pas. După aceea, în timp ce avansez și devin din ce în ce mai bun la meditație, ce încep să fac? Încep să mă duc tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult și devin eu însăm, eu însămi devin obiectul meditației. Ce înseamnă asta? Că Într-un fel, dacă vrei, în ghilimele, uit de mine și mă duc și devin tot mai mult acest punct. Și în momentul în care eu devin obiectul meditației, în sensul că eu mă identific cu obiectul meditației, în acel, în acel timp, în acel moment, dintr-o dată am o cunoaștere extraordinară vis-a-vis -vis de acest concept asupra căruia meditez. Și pasul ultim este acela în care eu și punctul și acțiunea de a medita sunt una. Da? Aici deja vorbesc un pic science fiction, dar um, ca idee, în momentul în care eu fac o meditație și sunt meditația însăși, nu mai există, nu mai există observator, obiect de observat, nu mai există acțiunea de observare în sine, ci există doar starea generală. Da? Deci dacă vezi, sunt patru pași. Eu sunt eu, e obiectul, este acțiunea de a medita și apoi este acea stare care le înglobează pe toate la oaltă. Când vorbim despre meditație, putem, putem să ne gândim că aceștia sunt cei 3 sau patru pași, dacă vreți să-i punem 4 pași ai meditației. Ei bine, ce înseamnă asta pentru noi? Ce înseamnă că eu acum meditez? Înseamnă că eu mă așez pe scaun aici și ar trebui. Când sunt cu adevărat fixat pe un punct al meditației, ar trebui să nu mai există nimic altceva în mintea mea. Din punct de vedere al filozofiei yogine, să spunem așa, și tibetane, sunt mai mulți pași. Deci tibetane în sensul de filozofie. Adică există budismul, budismul din India, budismul din Tibet. Nu vreau să intru foarte mult în detaliu. Deci acum s-ar putea la uneori chiar să-mi alunec puțin așa, să spun poate unele chestii mai puțin corecte. Dar, ca idee, când vorbim despre meditație, am spus că sunt acești pași pe care urmăm și... Um, Ideea aici este să pot să mențin această concentrare a minții mele cât mai mult timp. Din. Uh, uh, dacă vreodată veți fi interesat să citiți care sunt pașii în yoga, sunt opt pași. Uh, Vorbesc despre ea, ma care fi un fel de cele 10 porunci din, din filozofia hindusă. După care există yoga fizică, apoi există yoga, um, există concentrarea mentală, există um, cum să spun um, separarea simțurilor, cu alte cuvinte mă, mă separ de restul lumii, mă, mă uh, blindez dacă vreți față de simțuri astfel încât să nu mai am niciun input din exterior după această, după această secluziune, așa să spunem, apare această concentrare a minții și de-abia după concentrarea minții apare starea de meditație. Deci sunt mai mulți pași. Nu este dintr-o dată, acum eu m-am așezat și fac meditație. Sigur, sunt pe drumul către. Dar dacă e să o luăm așa, ca la carte, să spunem așa, cei care au studiat meditația timp de mii și mii și mii și mii de ani, și anume cei din Asia, da? India, China și așa mai departe, cei care au studiat au făcut, din această meditație, au făcut o adevărată știință. Așadar, când auzi pe cineva că meditează, tu poți să spui, da, depinde ce înseamnă meditație la tine. Pentru că, repet, din punctul ăsta de vedere, meditația este ceva pe care foarte, 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 foarte puțini oameni o pot, fac, o pot face. Asta nu înseamnă că tu nu ești în stare. Asta nu înseamnă că tu nu vei putea să meditezi. Nu. Doar că o faci diferit. Și chiar astăzi, în această seară, vom face un exercițiu de meditație pe care oricine îl poate face și care făcut ușor, 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 constant, te va putea duce la această stare de meditație cu adevărat. Da? Din punct de vedere spiritual, meditația este antecamera acelei stări de uniune cu universul, să spunem așa, acelei stări în care tu și universul sunteți una și același lucru. Deci, există această separare, să spunem, de stimuli externi, după care există o stare de concentrare mentală și din această stare de concentrare mentală dai către o stare de meditație. Și când ai stat suficient de mult în starea de meditație, atunci apare această expansionare a conștiinței tale, în care apare acea senzație de eu sunt una cu Universul și mai departe. Acum, revenind cu picioarele pe pământ, ce putem să facem noi? Ce putem să facem noi astfel încât să învățăm și să putem să ne folosim de meditație? Pentru că până acum meditația a fost un fel de apanajul yoginilor, cei care stau cu picioarele nu știu cum, scălâmbați în tot fel de poziții și doar ăia pot să facă meditație. Sau, mai nou, meditația este ceva care e de origine budistă sau hindusă și, drept urmare, eu nu sunt budist, deci nu fac meditație. De, mai, de vreo 20-30 de ani încoace în, în, în vest, să spunem așa, a prins tot mai mult avânt acest curent numit meditația mindfulness, care pe românești ar însemna o meditație de observare, o stare de observator, dacă vrei. Și este o meditație extrem de frumoasă, extrem de simplă, pe care o poate face absolut oricine. Este o meditație pe care o poate face absolut oricine și o vom face și noi astăzi în această emisiune. De ce este atât de importantă această meditație mindfulness? Pentru că ne ajută să ne... Să nu ne, știu cum să zic, ne ajută de felul că nici nu mă știu pe care să o apuc primul. În primul și în primul rând aș putea spune că ne ajută să ne detașăm. Să ne detașăm de problemele de zi cu zi, să ne detașăm de ce gânduri și trăiri și emoții ne trec prin cap și prin suflet în fiecare clipă a vieții noastre. În același timp, făcând acest tip de meditație, ne antrenăm voința, ne antrenăm mușchiul minții, dacă vreți, și vă, vă, vă voi spune exact de ce se întâmplă acest lucru. Așadar, înainte să vorbim despre această meditație mindfulness, aș vrea să facem totuși un alt exercițiu. Că tot avem punctul acela pe tablă, o să rog regia să pună camera pe acel punct și vreau să facem o următoarea chestie. Vreau să te uiți la acel punct și pe cât posibil, uite, o să mă uit eu pe ceas timp de un minut, vezi dacă poți să te uiți la acel punct fără să clipești timp de un minut. Ok? Și eu o să număr minutul, excelent, excelentă imaginea, deci o să vreau să te uiți la acel punct și eu, uite, o să iau cronometrul și o să mă uit să vedem exact ce înseamnă pentru tine un minut, și fără să clipești, începem acum. Cu toată atenția focalizată pe acel punct, complet rup de restul lumii, să spunem, și orice gând, orice idee apare, las-o să treacă, tu doar rămâi a, a, focalizat, concentrat pe acel punct. Ok. Și acum puteți să schimbați imaginea. Acum, întrebarea mea pentru tine este, ai clipit? De asemenea, o altă întrebare pentru tine este, ai rămas atent doar la acel punct sau ți-a fugit mintea în 15.000 de direcții? Vreau să-ți notezi acum, o să luăm pauză imediat și ce vreau să facem acum, vreau să-ți notezi acum în această pauză, vreau să-ți notezi la ce te-ai gândit tu în aceste 60 de secunde? În câte locuri, în câte direcții ți-a fugit mintea, câtă vreme erai concentrat și focalizat pe acel punct. Așadar, o să luăm acum o scurtă pauză. Notează, 1. dacă ai putut să te uiți la acel punct fără să clipești și, doi, să notezi în câte direcții și la câte lucruri te-ai gândit în cele 60 de secunde. Luăm o scurtă pauză, ne revedem în curând. Bine ați revenit! Sper că v-ați făcut temele, v-ați notat. Chiar vorbeam cu echipa de emisie care au făcut și exercițiul și spunea că s-au gândit la două-trei lucruri. Așa că sunt foarte curios la câte la cât te-ai gândit tu. Aștept să comentezi și să ne trimiți mesaj pe învață-creste-dorește, pe rețeaua de socializare pe care o cunoaști. Și de ce am făcut acest exercițiu? Pentru că. E un exercițiu extraordinar de simplu. Este un exercițiu extraordinar de simplu pe care îl poți face oricând. Poate că e puțin mai complicat, mai dificil dacă vrei să-l faci cu ecranul televizorului. De aceea ce poți tu să faci este să-ți iei o foaie A4. Și fie poți să printezi, fie poți să faci tu cu pixul acolo sau cu carioca, cum am făcut eu, îți faci un punct. Nu trebuie să fie editat mai guguloiu, da? Ca să ne înțelegem. Deci dacă eu o foaia 4, trebuie să fie un punct așa, maxim cât unghia de mare. Ok? Cât unghia de mare. Deci, îți faci un punct pe această foaie, pui foaia, să spunem, cam la 50 de centimetri de tine, la nivelul ochilor, da? La nivelul ochilor. Deci dacă ar fi să fie foaia aici, eu m-aș uita la ea, ar fi aici, punctul ar fi aici pentru mine și stau și mă holbez în punctul ăla. Acum, nu sunt așa sau nu sunt așa, dar să mă uit în punct, ci mă uit cu o privire nemișcată, clară, focalizată, concentrată în acel punct și văd cât de mult pot să mențin privirea fără să clipesc și o să, o să vă spun imediat de ce e important acest lucru și, de asemenea, să văd cât de mult poți să rămân atent doar la acel punct, fără să-mi vină alte gânduri sau idei sau povești în cap. Da? Asta, asta este provocarea mea pentru tine. Te uiți la punctul ăla și după aceea vreau să îți notezi câte idei ți-au venit. Dacă o să poți să le notezi, ok? Uh, faci un minut, apoi poți să crești la 2, 3, 5, 10 minute, un sfert de oră. Vezi cât, po cât poți să faci și vei vedea că cu cât perseverezi, cu atât mai mult te vei putea concentra, cu atât mai mult vei putea să rămâi mai clar și mai mult timp focalizat pe acel punct. Um, asta nu se petrece peste noapte, um, dar este une, unul dintre cele mai... Nu, hai să le re -re -re rectific. Este cel mai puternic exercițiu de antrenare a minții. Este cea mai puternică tehnică de antrenare a puterii minții. Și dacă reușești să faci pe aceasta și să faci bine, întreaga ta lume, întregul tău univers, dacă vrei, se va schimba. Dar trebuie să o faci. Da? Nu poți să ai rezultate dacă nu o faci. Bun. În momentul în care noi facem acest lucru, pentru ca eu să mă concentrez asupra unui punct, ce trebuie să întâmple? Trebuie să elimin toți ceilalți stimul. Trebuie să-i scot în afara minții mele. Trebuie să, trebuie să las să restul stimulor. Auzi, miros, simți, eu știu, tactil, da? gust, gândurile și așa mai departe, trebuie să le dau afară. N-am cum să le fac în paralel. Trebuie să rămân atent pe un singur punct și doar pe acel punct. Cu alte cuvinte, ca și cum eu trăiesc și experimentez acel punct cu toate simțurile. Și făcând acest lucru vei vedea cum se schimbă radical percepția ta despre tine, despre punct, despre lumea în care trăim. În momentul în care te uiți la acel punct de ce este important să nu clipești, um, cum să spun, dacă te uiți vreodată, dacă te uiți la filmele cu Bruce Lee, Bruce Lee avea o putere de concentrare mentală fenomenală. Și dacă te uiți la filmele lui, cu el, pardon, o să vezi că el clipește extrem de rar. De ce? Pentru că este foarte concentrat. Acum, poate că eu ce spun eu acum sunt bazaconii. Poate că nu e așa, poate că nu există nicio corelație, dar poate că există. Ok? Acum v-am băgat îndoiala, nu mai știu, bă, să-l crezi sau să nu cred. Însă, am să vă dau un exemplu despre care cred că am mai menționat la un moment dat acum ceva vreme într-una dintre emisiuni. Um, s-a constatat, dacă vreți, sau s-a demonstrat, dacă vreți, Faptul că în momentul în care eu preiau o informație de undeva, în momentul în care ajunge la mine o informație, de cele mai multe ori eu, mintea mea, nu eu, că nu o fac conștient, ci mintea, ia această informație și trebuie să o segmenteze, să o facă bucățele. Da? O face bucățele. De ce? Pentru că gândește, dacă eu acum aș avea o, o, o franzelă da? de pâine. N-aș putea să bag toată franzela, să o înghit pe toată, să o mănânc dintr-o singură închițitură. Nici dacă mă chinui, n-aș putea. Dar, dacă iau și o tai bucățele, câte un pic, câte un pic, câte un pic, câte un pic, am mâncat toată franzela. Exact în același fel este și cu mintea. Mintea are nevoie să segmenteze informația care vine la ea, către ea, astfel încât să o poată asimila și să o poată trimite în compartimentele unde trebuie să se ducă. Și s-a constatat că există o corelație directă între felul în care mintea segmentează informația și clipitul. Cu alte cuvinte, dacă vrei să luăm așa, să spunem, mai și mai direct, ori de câte ori clipești, tu de fapt segmentezi informație. Acum, să... acum te și văd că ești... Ia să stau să nu clipesc cât mai puțin. Da? Deci, ideea este ori de câte ori clipești, segmentezi informația, pentru că în acest fel tu ți ajuți mintea, sau de, de fapt, dacă vrei, invers. Mintea se ajută pe ea însăși să primească informația pe care o primește. Și atunci când mă uit la un punct nemișcat, fără să clipesc, asta arată puterea mea de concentrare, arată cât de mult pot să mențin mintea într-o continuitate, într-o linearitate dacă vrei. Cât de mult pot să rămân concentrat, fixat pe un punct, fără să clipesc? Cât de mult pot să am această concentrare continuă, constantă, cu alte cuvinte, să nu dau voie altor informații să apară, să nu dau voie altor stimuli să apară, să nu dau voie altor simțuri să apară, în timp ce eu sunt concentrat și fixat și focalizat pe ceea ce am de spus aici. Ok? Deci, în momentul în care eu vreau să-mi controlez și vreau să-mi concentrez atenția, când fac acest exercițiu și chiar și în viața de zi cu zi, ce mă ajută foarte mult este să pot să mă uit la diversele, eu știu, sau să mă uit la mine mai degrabă, când acționez, fără să clipesc. Sunt foarte curios cum o să faceți voi povestea asta. Repet, aștept să-mi trimiteți mail, mail cu întrebări, și de asemenea să-mi trimiteți întrebări pe, pe, pe pagina noastră. Învață Crește, Doroiește. Um, un alt exercițiu pe care l-ați putea face. Uite, o să iau. Avem un ceas aici în studio, o să vă arăt un exercițiu cu ceasul, dar vă trebuie un ceas mecanic cu un secundar. Da? Uite aici, avem un ceas mare. Da? deci dacă ceasul ăsta ar avea un, și un braț un secundar, te poți antrena faceți un zoom pe ceasul aici, te poți antrena în felul următor, te poți uita la ceas da? și să spunem că limba asta ar fi secundarul ceasului da? pot să mă joc cu ea? pot să mă joc cu ea, da, bun deci, eu mă uit la secundar acum, da, și el merge pac, pac, pac merge cât un pic, cât un pic, acum am stricat ceasul dar asta este um, ce se întâmplă? Exercițiul este următorul. Te uiți la secundar, ok? Și vezi că secundarul este acum aici. Și ca și un exercițiu de concentrare mentală, un exercițiu de antrenare a minții, a puterii minții tale, este următorul. Să te uiți la acest secundar, să-l vezi viteza cu care se mișcă și apoi să închizi ochii și în mintea ta, tu în continuare să-ți imaginezi cum secundarul se mișcă timp de un minut și când ai deschis ochii după 60 de secunde, să fie exact acolo de unde ai pornit. Dacă reușești să faci această chestie, înseamnă că ai cu adevărat o putere foarte mare mentală, de concentrare. Pentru că nu o să poți să faci acest exercițiu dacă mintea ta este în 14 direcții. N-ai cum, că pierzi șirul, pierzi firul poveștii aici, da? Deci, te concentrezi asupra secundarului, poți să faci cu ceasul de mână, cu ceas de pretă nu contează, cu orice ceas. Deci te concentrezi asupra Secundarului, și apoi începe un pic, un pic, un pic, da? Și în mintea ta, cu ochii închiși, tu mergi de jur, împrejur până ai ajuns înapoi la punctul de pornire. Și atunci când ai zis 60 și ai deschis ochii și ești exact acolo unde, adică secundarul din capul tău este la fel ca secundarul de pe ceas, înseamnă că mergi ceas, da? Înseamnă că e foarte bine. O să pun ceasul înapoi aici. A? Ok. Deci. Ca idee, în momentul în... asta e un alt exercițiu de concentrare a minții, de, de exersare a puterii mentale. Făcând acest gen de exercițiu, eu mă ajut pe mine să am o meditație mai bună. Pot să fac oricum, genul de meditație pe care să-l facem în curând, pot să-l fac independent de aceste exerciții. Dar dacă tot vorbim despre puterea minții, haideți, fraților, să vorbim și despre chestii mai, mai beton, mai tari, mai puternice. Aceste două tehnici sunt extraordinar de puternice când vine vorba de puterea minții, sunt de, de, de focalizarea atenției, de concentrarea minții, de, când vine vorba de să ne antrenăm mintea să ne dea ce vrem noi, nu să mai fim noi la chiremul ei, ci ea să funcționeze și să ne ajute să ne susțină pe noi. Ok. Bun. Acum. Revenind la ce povesteam, am spus că vorbim și despre această, acest gen de meditație numită meditația mindfulness. Ok? Ce înseamnă asta? Înseamnă că um, atunci, vorbeam mai devreme de, de faptul că în, în ultimii 20-30 de ani acest gen de meditație a, a explodat efectiv în, în, în lume și um, foarte multă lume practică acum meditația mindfulness, foarte multă lume. Um, descoperă tot mai mult că una este să fac o meditație de tip mindfulness și alta este să fiu budist. Eu pot să fiu, pardon, pot să fiu evreu, pot să fiu creștin, pot să fiu hindus, pot să fiu ateu sau agnostic, pot să fiu orice până la urmă și să fac. Acest tip de meditații mindfulness. Pentru că meditația mindfulness nu înseamnă că uh, fac yoga sau budin sau mă știu eu ce, ci înseamnă că lucrez cu mintea. Și lucrez cu mintea dezactivând, dacă vrei, în același timp mintea. Ce înseamnă asta? Aș vrea să facem și o să facem imediat o, 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 mic, o mică meditație mindfulness, o mică meditație de observare, de stare de observator, ca să vedeți cât de simplă și ușoară este ea. În momentul în care faci o astfel de meditație, mintea se calmează, mintea se liniștește, se, se așează. Ca și cum am emisfera stângă, emisfera dreaptă, una e mai activă, alta e mai puțin activă, alta e mai activă, alta e mai puțin activă, nu contează cum este. În momentul în care fac meditație mindfulness, de fapt eu ce încep să fac? Încep să le echilibrez, încep să le armonizez și el încep să se potrivească perfect. Să nu mai fie una e prea mult sau alta e prea mult, ci să fie amândouă egale, armonioase, echilibrate. Și când am această de armonie și echilibru cerebral, interior, mental, emoțional, atunci sunt la o stare de potențial maxim. Cu alte cuvinte, e ca și cum piesele de puzzle se așează și atunci a am văzut și eu în sfârșit imaginea, am reușit și eu înțeleg să înțeleg, am reușit și eu în sfârșit să înțeleg ce există în fața mea. Da? Iar când vorbim despre meditația mindfulness, ea exact asta face. Ne ajută să ne liniștim, să ne calmăm, să ne așezăm aceste piese de pază, astfel încât atunci când s-au așezat, sunt așezate perfect. Da? În același timp, făcând doar 5 minute pe zi, nici măcar mai mult, 5 minute în fiecare zi de meditație mindfulness, ce faci? Începi să-ți dezvolți foarte mult lobrii frontal, da? Această parte din creier care, dacă vreți, este centrul de control. Este acea parte din noi care controlează sau ne ajută să avem autocontrol sau, în cu alte cuvinte, voința. Deci poți să Fac meditație mindfulness, și această meditație mă va antrena pe mine, îmi va da mie mult mai multă energie, mai multă putere, să am o voință de fier, să am o, 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 o putere de control, de autocontrol mult mai mare și să am o putere de a iniția activități și acțiuni atunci când mi le doresc. Pur și simplu pentru că atunci când fac o meditație de tip mindfulness, și am această stare de observator. Din punct de vedere uh, neurologic, această zonă din creier se activează este mai încărcată cu uh, oxigen, dacă vreți, și îi dă mult mai multă energie, dă apă la moară, să spunem. Și atunci îmi este foarte ușor să-mi controlez impulsurile, să-mi controlez reacțiile, să-mi controlez um, instinctele, dacă vreți, și să pot să aleg ce și cum vreau să fac în viața mea. Da? Deci, practic, îmi dă această putere a minții. Da? Și puterea minții îmi dă libertatea de alegere. Bun. Acum, că am vorbit despre aceste lucruri, aș vrea să facem o scurtă meditație. Nu o să facem, o să facem niște două minute. Două, trei minute de meditație mindfulness. Da? N-ai nevoie să stai cu spatele drept ca și cum ți-a intra vreun băț prin spate. N-ai nevoie să stai cu nu ce gesturi. Nu e obligatoriu. Poți să stai oricum și să faci orice. Dar, dacă vrei să faci acest exercițiu acum, ce-ți propun eu în clipa aceasta este să te oprești din ceea ce faci, că mănânci, că gătești, că, eu știu, mai faci 15 lucruri în același timp, și să-ți iei 3 minute pentru tine, acum, și să facem acest exercițiu împreună. Eu să-mi iau ceasul, ca să nu dureze mai mult de 3 minute, și um, pe ceas o să facem 3 minute. Ia să vedem ceasul. Ok. Așadar, haideți să începem acest exercițiu ca să ne fie mai ușor închid de ochii. Și ce vreau să faci acum cu ochii închiși este, este uh, doar să observi respirația ta, să observi aerul cum intră și cum iese. Prin nările tale ca și cum intră aerul, se duce până în plămâni, îl urmărești cu atenția ta, ca și cum mai putea să urmărești în interiorul tău acest aer și cu atenția ta urmărești aerul cum intră până în plămâni și apoi când expiri, iese afară. Și apoi inspiri, intră în plămâni și apoi expiri, iese afară. Fă acest lucru, acum urmărește aerul cum intră și iese. excelent și acum în timp ce urmărești aerul cum intră și iese, observă cum stau brațele tale, observă cum stau picioarele tale, observă poziția corpului tău, observă senzațiile pe care le primești de la corp. Ca și cum le trec în revistă, ca și cum le observ, fără să le pune aparat o etichetă. Că poate deci mi am morțit mâna sau mi am morțit piciorul sau mă doare în spate sau... Observă acea senzație, fără să te duci în ea, ci doar să observi. Excelent. Și acum observă gândurile care strec prin minte. Ca și cum te ai uitat la un televizor și ai trece de la un canal la altul, și observi tot felul de chestii care apar. Excelent. Și acum revină ușor înapoi. Poți deschide ochii și ai revenit ușor înapoi. Foarte bine. Deci, ai văzut foarte pe scurt, 3 minute și 10 secunde, doar tot această poveste, o meditație foarte scurtă în care doar observi. Dacă te deranjează cuvântul meditație, spui că îmi fac exercițiul de observare e aceeași poveste, nu trebuie să intri prea mult în detaliu, ci pur și simplu îți faci exercițiul de observare. Esența aici, la acest exercițiu, este să, pur și simplu doar să observi. Fără să pui etichete, fără să citești etichete, fără să te duci în acea poveste, ci doar să observi, fără nimic altceva. Câtă vreme vei face acest lucru, Vei vedea cum constant, ușor, gradat, se așează toată atmosfera, totul se liniștește, se calmează până când se oprește complet. Și asta este exact ceea ce îți dorești, da? Îți dorești această stare de suspendare a minții, a emoțiilor, a funcțiilor, a reacțiilor, a instinctelor, a nevoilor, a dorințelor, ci pur și simplu ce ești tu. Întrebarea aici este cine ești tu sau ce ești tu în spatele tuturor acestor văluri. Pentru că dacă te întreb cine ești, o să-mi spui eu sunt Costică sau sunt Maricica. Dar cine ești tu înainte să fii Costică sau Maricica sau cine ești tu în spatele acestor nume? Nu te-am să-mi spui cum te cheamă. Te-am întrebat să-mi spui cine ești. Dar asta va fi subiectul unei alte, unei alte emisiuni. Apropo de întrebarea cine ești tu. Așadar, Haideți să ne jucăm cu acest exercițiu, haideți să facem această meditație, o practică zilnică de 3-5 minute. Um, provocarea mea pentru tine acum este fă acest exercițiu timp de 5 minute în fiecare zi, timp de o săptămână și după ce a trecut această săptămână, scriem și îmi spunem ce rezultate ai avut. Spunem cum, dacă observi o diferență și ce fel de diferență observi. Iar eu sunt convins că dacă vei face acest lucru, vei observa diferențele care apar. Sunt convins de acest lucru. Nici nu am nici mai mică îndoială că va fi așa. Meditația aceasta, de acest tip, deci nici nu discutăm despre orice altă meditație, dar această meditație este cea mai simplă dintre toate și este extraordinar de eficientă. Este o meditație extraordinar de eficientă și de potentă, aș putea spune, pentru că este, acum da, se spune și în Marea Carte, Marile adevăruri sunt simple. Această meditație, acest tip de focalizare a minții, dacă vrei, îți dă o, 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 o claritate nemai întâlnită, nemai pomenită. Așadar, ai trei exerciții pe care le-ai învățat în această seară. Exerciții cu punctul pe foaie, în care te concentrez, știi, știi care e ideea, cred eu că te-ar ajuta, m-a ajutat pe mine când am făcut acest exercițiu, ca și cum mă duc în acel punct, ca și cum sunt, ca și cum sunt complet băgat în, în punctul respectiv și sunt cu totul acolo, sunt, sunt, mă proiectez, ca și cum zbor prin acel punct, ca și cum sunt în acel punct nici măcar nu mai un punct, nu mai un punct. E ca și cum e un, un tunel în care mă duc și sunt complet. Băgat în acel punct, da? Sunt complet, sunt complet um, angrenat, sunt complet um, proiectat în acel punct și vei vedea că dacă faci în acest fel, vei vedea că reușești să te concentrezi chiar mai bine pe acel punct. Deci, acesta este un exercițiu: să te concentrezi pe acel punct fără să clipești. Dacă simți că nu mai poți să-ți ochii deschiși, când simți acest lucru, mai stai o, un milimetru mai mult. Dar nu prea mult, deci nu, nu, nu te chinui să-ți omori ochii aici, da? pentru că nu asta e ideea. Ideea este să poți să rămâi cu ochii deschiși câtă vreme ești confortabil, da? aici cuvântul cheie este câtă vreme ești confortabil cu acest lucru, și să ai mintea complet, să ai atenția complet și total focalizată, proiectată în acel punct și vezi cât de mult îți ia. Poți să stai așa un minut, poți să stai așa 5 minute, 7 minute, cât poți să stai așa, în această stare. După uh, ce ai terminat exercițiul notează-ți, dar atenție, ce vreau să menționez aici. Notează-ți dacă e cazul lucrurilor la care ți-a fugit mintea însă în timp dacă vei face acest lucru mai mult nu mai ai nevoie să notezi pentru că dacă e, la început vreau să-ți doar ca să-ți arăți ție cum îți fuge mintea da? și la ce îți fuge mintea. Dar pe viitor, dacă vrei vrea să continui acest exercițiu, lasă deoparte notată și rămâi atent doar la concentrare, doar la focalizarea atenției. Deci asta ne interesează, să-ți concentrezi și să-ți focalizezi atenția, să-ți observi puterea minții. Exercițiul 2, am spus, exercițiul cu ceasul, e un ceas cu limbaj, cu cu, limbajos, cu, cu, secundar. Te uiți la ceas, vezi că secundarul e aici, el merge în felul acesta, da? te uiți la el, merge, merge, merge și în mintea ta, de deci te-ai uitat la început, ai văzut ce viteză are și apoi ai închis ochii și mergi, în mintea ta, mergi în continuare pe secundar, astfel că atunci când ai ajuns la 60 să fie exact în locul în care a fost atunci când ai închis ochii. Da? Asta e cel al doilea exercițiu. Și cel de-al treilea exercițiu, care am spus poți să-l faci 3 minute, 5 minute în fiecare zi, este de observare. Închizi ochii, te relaxezi, te liniștești. Nu trebuie să stai cu bățul cu, cu spatele drept, nu poți să stai cu niște gesturi. Pur și simplu închizi ochii, te relaxezi și începi să observi. Și începi să observi respirația, apoi treci mai departe și observi corpul tău cum se simte, cum, cum stă, după care observi emoțiile, gândurile care trec prin tine în acea clipă. Pe cât posibil le observi fără să te duci în ele, le observi fără să te lași dus de ele, ci doar le observi. Aștept întrebările tale pe e-mail, aștept întrebările tale pe um, site-ul nostru, pe 6TV, aștept opinile tale, întrebările tale, comentariile tale și pe pagina noastră de pe, de pe Facebook, pe Învață, Crește, Dăruiește, poți să vii acolo să ne spui ce rezultate ai avut cu aceste exerciții și ce experiență ai avut tu făcând aceste tehnici. Așadar, până la viitoare, îți urez o practică ușoară, o practică plăcută și aștept întrebările și comentariile tale. Numai bine, o seară frumoasă! La revedere!